Și e interesată ca partea proiectului BRUA, ca gazele să fie exploatate mai rapid și să treacă pe această conductă spre vestul Europei și să limiteze dependența de gazul rusesc. Exact. Deci, exact. Acesta este sensul demersului. Da, acesta este sensul demersului. S-a tot vorbit despre, mă rog, interese diverse ale Ungariei în proiectele energetice românești și lumea nu înțelegea de ce o țară ca Ungaria e atât de prezentă în proiectele strategice energetice există un românești. Interes sporit. Există un interes sporit pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a Europei Centrale și de Est și în general a Europei în ansamblu său. De altfel, nu sunt singurele proiecte la ora actuală. Există și alte proiecte în Croația, în alte zone, privind importul de gaze lichefiate din Statele Unite. Deci există posibilități și proiecte foarte importante. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut a avut loc la București o reuniune importantă, inițiativa celor trei mări, cu care ocazie s-au prezentat o serie de proiecte concrete și care s-a concentrat pe trei teme specifice. Dezvoltarea sistemului de transport între țările participante la inițiativa celor trei mări, problemele de energie și problemele de digitalizare, care reprezintă într-adevăr elemente fundamentale ale oricărei economii. Ca să înțelegem foarte concret, energia este sângele unei economii din orice parte a globului s-ar afla o țară sau alta. Și o resursă care poate schimba, domnilor și domnilor, România la față. Am putea să devenim un actor regional, poate chiar continental, dacă exploatăm toate resursele și dacă, aș spune, mixul energetic spectaculos de care beneficiază România va fi pus într-un context regional. Am putea să atragem miliarde și miliarde de euro din, eu știu, valorificarea mai bună a potențialului energetic al României. Ați vorbit, domnul ministru, de Nord Stream. Da. Și tot săptămâna trecută, când ați avut și o intervenție telefonică la ediția specială Punctul de Întâlnire, am avut parte de o dezvăluire din partea reprezentanților Palatului Victoria. Premierul Viorica Dăncilă a fost sunată de cancelarul german Angela Merkel. Să insiste Angela Merkel ca premierul Viorica Dăncilă, ca om esențial în președinția Consiliului Uniunii Europene deținută de România, să îndulcească oarecum tonul Europei la adresa colaborării ruso-germane. Știm foarte bine că Statele Unite se opun acestui proiect și noi ne opunem și alții, pentru că asta sporește dependența de gazul rusesc. Și v-aș ruga să detaliați un pic din, să spunem, culisele acestui dialog și să-mi spuneți dacă există o diferență de viziune între echipa guvernamentală din care faceți parte și administrația prezidențială. Mai degrabă, dacă președintele Iohannis are altă viziune decât cea exprimată de premierul Viorica Dăncilă. Nu cunosc care e viziunea exprimată de președintele Iohannis, care au fost discuțiile pe care le-a avut. Probabil că au avut loc discuții și la nivel de președinte. Pot să vă spun că la nivelul primului ministru s-a mers foarte clar pe ideea că această conductă Nord Stream 2 are o dublă importanță. Pe de o parte, sigur, este vorba de o conductă care permite aprovizionarea Europei cu gaz natural din Federația Rusă. Deci este o operațiune comercială. Din acest punct de vedere, acesta este punctul de vedere al Germaniei. Însă, în același timp, nu putem să ignorăm faptul că, în afară de afacerea comercială ca atare, în mod normal, sigur, fiecare încearcă să găsească oportunități, să folosească tot ce stă în putință pentru a reuși dezvoltarea cât mai rapidă a țării respective, are și conotații însă strategice foarte importante. Una din aceste conotații este faptul că această conductă care va trece prin Marea Baltică, direct din Federația Rusă în Germania, practic va scoate din joc Ucraina, care era principala țară de tranzit al gazului natural al Federației Ruse spre Europa, și în același timp și alte țări, cum ar fi Polonia sau cei care puteau să beneficieze de o racordare mult mai rapidă, sunt de asemenea preocupați de ceea ce se întâmplă. Din punctul nostru de vedere, ceea ce am dorit să facem este ca în această perioadă a președinției României să reușim să ajungem la un consens care să permită ralierea unor puncte de vedere diferite în ceea ce privește proiectul Nord Stream 2, dar într-o manieră care să
ofere tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene condiții egale de participare la acest sistem. Din acest punct de vedere, trebuie să recunosc că probabil primul și cel mai important succes pe care l-am avut ca țară care asigură președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene a fost definitivarea unui proiect de directivă pentru gaze, cum se numește. Bătălie mare, că de-aia a sunat Angela bătălie Merkel. Mare. Și aici vreau să subliniez un lucru. Cei care au lucrat într-adevăr pentru a se ajunge la un consens au fost reprezentanții noștri în comisia respectivă. Deci, din acest punct de vedere, a fost elaborat de către noi un proiect care să fie supus după aceea aprobării Parlamentului European, un proiect care pornește de la concluziile Comisiei Uniunii Europene privind folosirea, privind aspectele energetice, ale politicii energetice, și trebuie să recunosc că la aceasta s-a adăugat câteva amendamente făcute de împreună de Germania și Franța, care au permis până la urmă finalizarea unui text. Acest text, care urmează să fie introdus în ceea ce se numește trialogul, un trialog între Comisia Uniunii Europene, între statele membre și Parlamentul European. Din punctul nostru de vedere, este un succes foarte mare, mai ales că la ora actuală ceea ce se propune să se discute și să se aprobe în Parlamentul European este stabilirea unei proceduri care să asigure că tot ceea ce înseamnă import de energie din afara țărilor membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte legile Uniunii Europene și reglementările Uniunii Europene, trebuie să respecte în același timp transparența și să-și asume obligații că toate aceste elemente fundamentale ale politicii energetice a Uniunii Europene sunt respectate, mai ales de țara prin care intră în Uniunea Europeană resursele de gaz sau de petrol sau orice ar fi ele, de electricitate. E un lucru care sper să fie aprobat de către Parlament și cu această ocazie se vor stabili foarte clar și rolul și importanța pe care Comisia Europeană o va avea în toate aceste discuții. Deci ceea ce am făcut noi este să ajungem la acceptarea unei proceduri în legătură cu modul în care se va acționa pentru folosirea unor resurse externe Uniunii Europene. Putem spune că premierul Viorica Dăncilă și echipa din care faceți parte, echipa guvernamentală, a jucat cartea pro-americană? Nu. Noi ceea ce am făcut a fost să căutăm să ne facem, dacă vreți, datoria și să găsim căi de consens, de ajungere la o idee comună a țărilor membre ale Uniunii Europene, care să țină seama de interesele tuturor și în același timp de importanța deosebită pe care noi o acordăm asigurării importului de produse energetice pentru Uniunea Europeană, fie că e vorba de Federația Rusă, fie că e vorba de exporturile din America, din Statele Unite ale Americii, fie că e vorba de exportul de gaz din Algeria sau Tunisia sau orice alte surse de energie care le putem folosi la nivelul Uniunii Europene, repet, cu transparență și cu respectarea deplină a prevederilor Uniunii Europene în materia pieței energetice.